opoziția care dă dreapta și dă profesie tăietori să înțeleagă ceva. Nu o să înțeleagă nimic. Foarte bine. Dar nu asta e problema Sunteți un pic noastră. arogant aici, că sunt oameni Nu în sunt opoziție arogant, care sunt... înțeleg destul de multe Observ. lucruri. Adică, Eu observ, domnul nu sunt Șova, arogant. Faptul că Întotdeauna domnul a fost Pop... un om arogant și rămâne un om arogant, așa cum este tot guvernul din care a făcut parte. Deci, atunci Eu când v-aș trebuie ruga, să se domnul Sergiu, discute la într-un un mod lucru. cât se poate Să de nu facem serios, stați să aprecieri... lăsăm Vă ceva. rog, o secundă aș vrea. Încearcă să Să nu ducă de facem fiecare dată aprecieri discuția în la derizoriu. modul de a fi Deci, al fiecăruia. am înțeles. Deci, domnul Pe ca Șova. să nu fac referire, de exemplu, la anii de școală ai domnului Igaș. Adică să Domnul... rămânem într-o Putem ipostază, discuta despre nu ce da, să vreți rămânem dumneavoastră. pe Deci o putem discuție discuta despre ce vreți politică, dumneavoastră și dacă se despre poate. cum ați Dacă nu, să guvernat știți că intru în dumneavoastră la acest joc Ministerul și nu o să fie bine. Transporturilor și despre cum ați luat șpaga de la Deci Digi v-aș ruga, domnul Electrica Igaș, stați și numai puțin, despre cum ați stați să nu ajungem băbuit în zona, firmele de transport din domnul zona Igaș, de vest. domnul Le Igaș, știu vă pe rog frumos, toate. haideți să nu Vă rog, intrăm în deci zona eu vreau asta, să vă păi spun dacă vrea următorul să lucru. ducem Mie nu s-a discuția părut că ați undeva avut o declarație domnul ușor Șova, neprietenoasă deci aș vrea față să-l de opriți pe opoziție. acest analfabet. Vă spun foarte direct. Domnul Șova, Pentru că ori haideți să discutăm ne... politică, Da, ori intrăm pe haideți altă să linie. respirăm. Domnul Șova, Bun, domnul eu v-am spus Șova, doar. Haideți Ar să trebui să fiți respirăm. puțin mai respectos. Domnilor, Ar trebui. Domnilor, vă Că rog n-aveți frumos. capacitate să fiți, Sunteți asta un e viața. analfabet, domnul Igaș. Domnul, Asta e viața. analfabet. Domnul Șova. Dar nu sunt un șpăgar ca și dumneavoastră. Vă tai microfonul, vă rog mult de tot. Haideți să depășim momentul ăsta, că nu am venit aici ca să ne insultăm reciproc. Ok. Deci, domnule Șova, credeți că premierul României nu putea să facă o declarație de intenție și să atragă atenția că Premierul sunt niște României sume de recuperat. Nu este președintele Curții de Da, Conturi, stați puțin, iar că recuperarea nu sumelor, înseamnă că domnul nu poate să Sergiu, aibă o poziție nu. politică. Nu poate să aibă o poziție politică pentru că nu poate să influențeze organele de control. În această Dar să țară, ceară, nu să nu, influențeze, că nu e totul pe trafic de nu. influență. Asta numai domnul Băsescu cere organelor independente ale statului ce să facă. Premierul României și viitorul președinte al României, Victor Ponta, nu cere așa ceva. Noi respectăm independența și a justiției, și a curții de conturi, și Asta a cu curții independența constituționale, justiției e de a discutat. tuturor. Noi nu cerem niciunei instituții să facă ceva. Am înțeles. Face guvernul ca instituție ce poate, iar celelalte instituții trebuie să facă ce pot ele, conform legii. Am înțeles. Domnul Igaș, asta înseamnă vă rog, stat de drept. Pe fond, nu pe formă, dacă se poate. Mi-e îmi pare rău că, eu știu, intrăm într-o dezbatere propusă de domnul Șova, mai puțin principială și vrea să ne ducă în zona în care ne-a obișnuit guvernul PSD, vorbe multe și puține fapte. Am înțeles că sunt cei mai cinstiți pe care a avut vreodată poporul român la conducere, am înțeles că sunt oamenii care au făcut numai bine acestei țări, sunt oameni care n-au luat niciodată e bine nicio că v-ați trezit șpagă din somn. Și dumneavoastră sunteți trimis în judecată, eu știu, nevinovat. Eu nu sunt trimis în judecată. Deocamdată e nevinovat, domnul S-a Șova, început vom vedea urmărirea ce se va întâmpla. Penală fără să fi făcut nimic. Dar am cine e înțeles trimis că în n-a judecată? avut... Ieri l-ați adus pe analfabetul ăsta, v-am spus. Domnul Șova, vă rog frumos. Haideți. Ar trebui să aveți Știți, puțin respect. O să ne sune doamna Laura Georgescu de la CNA și o să ne spună că sune, poate o să vă întrebe de ce aduceți analfabeți în studio. Domnul Șova, vă rog. Vă rog să vă retrageți acest epitet. Nu-mi retrag și susțin. Este un analfabet care a furat 3 diplome la facultate. Domnul Șova, putem să ne susțin. Să mă dea în judecat. Putem să ne Bun, jinim, haideți să depășim. Nu putem să ne jinim în această emisiune, vă rog. Și dacă vedeți, se mai întâmplă lucrul ăsta, dânsul a început și vă spun că intru în jocul ăsta, e regretabil domnul Sergiu. Nu mă băgați că intru în jocul ăsta. Domnul Igaș, dumneavoastră veți cere ca funcționare ăștia care au greșit să dea bani înapoi? Că eu, și opoziția se ferește de povestea asta. Adică e o castană electorală fierbinte, după părerea. În momentul de față sunt dezbateri în Senat pe această lege. Eu cred că fiecare om care greșește, la un moment dat, trebuie să fie tras la răspundere. Acest coleg de platou, senator... E cea mai bună adresare, corect. Coleg cu mine în de Senatul Parlament. României, okay. Sigur că are o altă abordare. Păi, domnul Igaș, să-l rugăm să ne dea un răspuns la... Pentru că aici ai un punct de vedere. Partidele, în general, în ultimii 25 de ani au apelat la această metodă. Cum răspundeți, domnule Igaș? Domnul Șova, cu aroganță specifică, din nou, iar nu, atacuri fără centru. Atunci, fără domnul Igaș, cu analfabetismul domnul specific, Șova, aș început să răspund. Haideți, spune, domnul Igaș. Vă rog mult de tot, încreați dificultăți. Spune din puțul analfabetismului ceva. E foarte greu să discuți cu un om... Să fie analfabetist, să încerci să spui ceva. Haideți că vă întrerup, Corina.